emisiune prezentată de School of Light. Să vedem regula numărul 6. Deși a da și a primi reprezintă principala noastră energie de schimb, există și lucruri pe lumea asta care nu pot fi tranzacționate, nu pot fi vândute, nu pot fi cumpărate. Prietenia, iubirea, loialitatea sunt lucruri care nu se tranzacționează și nu se primesc, se merită. Se construiesc, se obțin, se generează, se creează. Iar atunci când le-ai creat, trebuie să le tratezi cu sacralitate, pentru că sunt aspectele din ființa ta cele mai sfinte. Iar dacă vei trăda o iubire, o prietenie, o loialitate, ce fel de om vei fi? Cine vei rămâne? Oricâți bani ai primi în schimb, oricâte situații în această societate. Mai e ceva. În momentul în care faci asta, decazi în sufletul tău și în lumină. Și nu vei mai putea avea șansa să accesezi același lucru decât cu foarte multă muncă. Este ca și cum te-ai dat de-a berbeleacul pe panta unui munte. Nu mai poți să te bucuri la bază de ceea ce erai în vârf. Va trebui să urci din nou acel urcuș al lui Sisif. Însă, aceste lucruri neprețuite, aceste lucruri care nu au preț în lumea noastră, sunt pentru oameni care știu să își asume frumusețea din ei, care știu să trăiască cu adevărat în adevăr și lumină, nu doar să le clameze. Nu aștepta lucruri neprețuite de la oameni ieftini. Învață să îți alegi cu atenție în viață oamenii pe care îi investești cu încrederea ta, cu prietenia ta, cu loialitatea ta. Acele suflete lângă care ai vrea să trăiești chiar dacă lumea întreagă s-ar sfârși, pentru că simpla lor prezență te hrănește suficient. Suntem adesea rezultatul sumei medii aritmetice a oamenilor celor mai apropiați din jurul nostru. Ești înconjurat de milionari? Foarte repede vei ajunge și tu unul. Ești înconjurat de oameni care abuzează de alcool? Foarte repede vei ajunge și tu unul. Ești înconjurat de oameni care fac foarte mult sport? Foarte repede vei ajunge să faci și tu. Ești înconjurat de oameni care sunt pasionați de viteză? Foarte repede vei ajunge să fii pasionat și tu. Pentru că aceste lucruri sunt molipsitoare și fac parte din această energie de schimb, de programe pe care le schimbăm cu ceilalți. Prin urmare, învață să faci diferența între ceea ce este neprețuit în ființa ta și ceea ce are un preț. Ceea ce este neprețuit oferă necondiționat, oferă nelimitat și nu aștepta nimic în schimb. Ceea ce are un preț, îngrijește-te să obții prețul echivalent de la celălalt sau să îl plătești cu ghilimele de rigoare atunci când primește la celălalt ceva. Să vedem și regula numărul 7.
Există situații în viață care sunt în trecutul tău, de care poate nu ești foarte mândru, mândră. Poate că acum, cu înțelepciunea adultului sau poate a seniorului, vezi lucrurile altfel în viață. Regreți anumite lucruri pe care le-ai făcut și realizezi că fie nu ai oferit ceea ce trebuia, fie te-ai lăsat abuzat de cineva și nu ai primit ceea ce ți s-ar fi cuvenit. Pentru că nimeni nu poate lua de la noi mai mult decât le permitem chiar noi să ia. Suntem responsabili cu propriile decizii, cu propria viață, cu propriul destin. Nu poate lua nimeni de la tine dacă ușa ta este închisă. Dar dacă ușa ta este deschisă sau ești neglijent, nu poți să-l condamni pe celălalt că faci ceea ce este în natura lui. Pentru că unii oameni așa sunt. Doar egoiști și vânând oportunități. Ei bine, nu rămâne cu aceste pietre de moară pe suflet. Indiferent că simți în ființa ta că undeva ceva s-a terminat prost, s-a terminat incorrect, fie că aveai tu de dăruit mai mult, fie că aveai de primit mai mult, aceste lucruri se pot regla la nivel de suflet. Dacă ai deschiderea, sau poate chiar mai mult, dacă ai pregătirea să faci acest lucru, poți regla lucrurile la nivel de suflet. Și o metodă foarte simplă, cea mai simplă și cea mai eficientă, este iertarea. Atunci când Mântuitorul Iisus Hristos a făcut unele minuni de vindecare, a spus unui olog: fiule, iertate sunt păcatele tale. Și imediat fariseii au sărit pe el și au zis: cum poți tu să ierți păcatele cuiva? Și Iisus a spus: ce este mai ușor de spus? Iertate sunt păcatele tale? Sau ia patul tău și umblă? Și a spus acelui: ia patul tău și umblă. Și s-a ridicat și a umblat. Însă primul lucru pe care l-a spus Iisus, a spus: iertate sunt păcatele tale. Pentru că înainte de a se întâmpla ceva bun în realitatea materială, obiectivă, trebuie să se producă o corecție la nivel fin, la nivel de cauză. Iar de multe ori, cauzele, păcatele noastre, greșelile noastre, sunt acest dezechilibru dintre a da și a primi. Inclusiv în relație cu Dumnezeu sau cu dumnezeirea din noi. Dar de cele mai multe ori, în relație cu alți oameni. Dar putem face o corecție la nivel de ființă, la nivel de suflet, cerând iertare acelui suflet. Dacă poți să vorbești cu el, dacă poți să-l suni, să scrii un mesaj, cu atât mai bine. Dar dacă nu poți, din orice motiv, sau poate chiar este plecat în altă lume deja, poți regla această datorie, această situație de inechitate prin a cere iertare, cu autenticitate, nu de formă. Să o faci în modul cel mai profund al ființei tale. Să privești în ochi acea persoană ca și cum ar fi în fața ta, să te imaginezi privind-o în ochi. Și cu demnitate și în același timp cu smerenie și iubire, să-i ceri iertare. Să simți că îi atingi inima cu iubire. Să simți că îi dăruiești din ceea ce este mai bun și mai curat în tine, într-un plan subtil, într-un plan al ființei. Și vei simți în ființa ta că anumite lucruri se reglează.
Și lucruri miraculoase se vor întâmpla, pentru că vor începe să dispară în plan concret diverse blocaje din viața ta. Vei intra tot mai mult în flux. Universul va curge cu resurse prin tine. De ce? Pentru că tu deblochezi acest lucru. Eliminând blocajele create în ființa ta, în destinul tău, de anumite inechități pe care le-ai făcut, de anumite fapte, gânduri, emoții care au creat prejudicii în alții sau au fost incorrecte față de ființa altor oameni. Dragii mei, spre finalul acestei emisiuni de televiziune, mă întorc de unde am plecat la început. A da și a primi reprezintă adevărul ultim al Universului. Și m-am străduit să vă deschid o poartă, nu doar către această înțelegere, dar mai ales către această trăire. Pentru că învățăm foarte multe lucruri, avem acces la foarte multă informație, dar foarte rar reușim să transpunem această cunoaștere în sânge și carne, să devină parte din noi. Și doar așa ne transformăm. Și doar așa suntem capabili să trecem la acțiune și să trăim la nivelul maxim a ceea ce putem fi. Pentru că nu ne-am născut pentru a supraviețui, ne-am născut pentru a ființa, pentru a fi această superbă, și minunată minune a cerului. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Sper să vă fi oferit ceva de valoare în această seară. Sper să fi simțit că a fost o emisiune altfel făcută pentru voi. Vă mulțumesc. Să aveți o seară liniștită. Pe curând. Emisiune prezentată de School of Light.